La începutul acestei săptămâni, instituția prefectului Suceava remitea un comunicat de presă în urma căruia se sugera că la Vatra Dornei există mai multe nereguli cu o licitație. Prin ordinul numărul 137 din 6 aprilie 2011 al prefectului județului Suceava, domnul Sorin Arcade Popescu, s-a constituit Comisia Mixtă de Verificare a Respectării Prevederilor Legale privind desfășurarea procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă, organizată la Primăria Municipiului Vatra Dornei, în cursul lunii februarie 2011, pentru proiectarea, modernizarea, repararea și întreținerea drumurilor și străzilor. Iar în urma analizării documentației ce a stat la baza procedurii de atribuire a ofertei câștigătoare, s-au constatat mai multe încălcări ale legii 215/2001, ale ordonanței de urgență 34/2006 și ale hotărârii de guvern 925/2006. Societatea comercială Asfalt Super SRL Blejoi Prahova, care oferta a fost declarată câștigătoare, s-a înființat cu 2 zile înainte de a depune oferta de participare și are același unic administrator cu societatea comercială Condorisul SRL Ploiești. Numai că în spatele încercării de a păstra aparențele de imparțialitate, cei de la prefectură au uitat să spună că firmele ce au participat au cumpărat caietele de sarcini de pe SEAP, iar la licitație niciuna nu a avut de contestat nimic. Caietul de sarcini referitor la achiziția publică de lucrări în străzile din Vatra Dornei, de lucrări de intervenție în Vatra Dornei, a avut ca scop identificarea 31 de operații, atât cât am considerat noi că sunt necesare pentru a interveni pentru orice fel de infrastructură rutieră. Caietul de sarcini a fost publicat pe SEAP, a fost respins în fază inițială că am pus o cifră de afaceri pentru participanți prea mare și care am redus-o la indicațiile lor. După care s-au înscris la 3 firme la licitație, toate au venit cu documente în regulă, astfel cum au fost solicitate în caietul de sarcini. Până la momentul la care a avut loc licitația, data de 10 februarie 2011, nu a fost niciun fel de problemă. Deci n-a fost nici contestată, nici retrimisă, doar cu excepția de care vă spuneam mai devreme. Cele 3 firme care au participat, una din Suceava, una din Ploiești, sau mă rog, din Prahova, și una din Argeș, și-au prezentat documentația în spiritul caietului de sarcini. După finalizare, s-a făcut punctajul, pentru că nu este chiar ușor pentru comisie ca să stabilească, adică să facă o diferențiere la prețuri care sunt pe 31 de tipuri de lucrări. Și drept urmare, după ce s-au totalizat toate ofertele și toate prețurile pe tipurile de lucrări, firma care a câștigat a avut un preț de 3, în medie, pe 31 de operații, de 3.048 de lei. Firma de pe locul 2, este vorba de cea care a câștigat licitația și se spune că a fost înființată cu 2 zile înainte, dar fac precizare că ordonanța 34/2006 cu toate completările nu este restrictivă în acest sens. Mai fac precizarea că toate cele 3 firme care s-au înscris la licitație au venit cu susținere sau cu asociere, ca să dea dovadă că sunt foarte puternici. Firma din Argeș a fost pe locul 2 cu un preț de 5.745 de lei, iar firma din Suceava de pe locul 3 cu 8.996 de lei. Deci aproape cu 3 ori mai mare decât firma care a judecat acest contract cadru. La licitație au participat reprezentanți de la toate cele 3 firme. Nu au fost niciun fel de obiecții atunci când pentru fiecare firmă în parte s-au prezentat documentele. Practic, scandalul a fost pornit de către viceprimarul din Vatra Dornei, care a afirmat de mai multe ori în presa locală că ar fi dorit ca licitația să fi fost câștigată de o firmă din Pojorâta. Problemele nu au început de la ceilalți competitori, să spun, de la celelalte 2 firme, care puteau contesta imediat rezultatul. Și ne duceam în instanță și fie s-a anula, fie s-a ajungea la o situație, știu eu, alta. Contestația a fost făcută de către viceprimarul din Vatra Dornei, care s-a alertat foarte tare, de fapt a și spus în mai multe declarații că n-a câștigat firma altă firmă. Ei, atunci puteau să fiu acuzat că dacă câștiga firma de pe locul 3 sau de pe locul 2, că primarul a avut imixtiuni în atributele comisiei, eu nu, în momentul în care am stabilit comisia, am așteptat rezultatul și s-a venit cu contractul cadru. Toate aceste lucrări și tarife fac parte din contract, ca fiind anexate.
Localnicii din Dorna sunt sătui de drumurile proaste și și-ar dori ca acestea să fie reparate cât mai curând. Vatra Dorne, zic că s-au amenajat în ultimul timp, s-au mai făcut ceva, dar au mai rămas locuri, că firma care lucrat înainte a lăsat ceva neterminat. Și probabil că și de proastă calitate, vedeți dumneavoastră cum arată groapele astea așa. Deci credeți că ar trebui făcut asfaltul în curând, reparat? Păi trebuie neapărat, uitați, lucrat la blocurile astea pe aici așa și au lăsat niște canalizări neacoperite. Că au zis că mai vin să mai facă ceva, probabil că o să vie, dar nu a venit. Nu se vede, după cum se vede. Se poate critică. Credeți că ar trebui reparat urgent? Normal. Sunt minunate. Așa sunt, cum le vedeți, peste tot. Credeți că ar trebui asfaltate rapid? Rapid, rapid, de tot. Știți că au fost acum o licitație, numai că o cam contestat licitația. Asta nu cunosc, dar știu că trebuie străzi. Uitați, totul e găurit, totul e spart, mașinile se rup în două, nepoții tremură pe lângă mașini, tot așa. Aici sunt banii dumneavoastră. Aici sunt banii noștri? Da, cum? Credeți că ar trebui reparate? Mai băcasurile astea așa... Până nu mai există nimic. Pe cuvântul meu de om, dacă astea sunt drumuri, mai pot numi drumuri. Cum? Așa cum îți vedeți cum sunt. Credeți că ar trebui reparate în perioada următoare? Doamne, ar trebui reparate drumurile în toată țara, nu numai în Vatra Dornei. Că peste tot e cancer la drumuri. Na, dar, câte am înțeles eu, domnul primar, a zis că o să depui tot efortul ca să reiasă orașul să fie așa cum își dorește dumnealui, cu un aspect plăcut. De fapt, s-a făcut ceva frumos. Parcul arată foarte bine. Aici, zona asta dintre strada care leagă piața către hotelul Bradu, este foarte frumos amenajat. Știți că mai o situație, o licitație, da, pentru drumuri, iar viceprimarul a contestat-o, că a spus că trebuie să nu e bine cine a câștigat. Că... Păi da, viceprimarul, dumneavoastră știți din ce politică face parte. Odată ce PDL-ul e ubicat, caută totdeauna și stragă la oala lor. Probabil că din cauza asta, din intenția primarului, domnul Moraru, este foarte bună. Și dacă din el a licitat-o, el știe de ce. Străzile din Vatra Dornei arată ca după bombardament, iar reparația lor ar urma să fie plătită printr-un credit furnizor în anii următori. Cu alte cuvinte, pe datorie. Mai trebuie însă menționat faptul că pentru reparații drumuri în anul 2011, Consiliul Județean Suceava a alocat fabuloasa sumă de 11 milioane de lei vechi. Deci în momentul de față instituția nu este implicată financiar, pentru că singurii bani care am primit de la Vatra Dornei, de la Consiliul Județean pentru reparații, sunt 1137 de lei pentru pietruirea unei uliți, adică 11 milioane de lei vechi. Așa sunt toți banii. Nu avem niciun fel de prevedere bugetară la capitolul investiții, nici pentru proiectare, dar nici pentru execuții de lucrări. Dar noi nu mai putem amâna la nesfârșit, neavând bani. Poate că este și oarecum justificat că sunt primar de la Partidul Național Liberal și, mă rog, nu sunt foarte îndrăgit. Și, prin urmare, Vatra Dornei, care, chiar dacă, repet, este stațiune turistică de interes național, cu state vechi, este stațiune balneară, balneo climaterică de interes național, am încercat din puținătatea banilor să acoperim și infrastructura rutieră, și spațiile verzi, și parcurile, să cofinanțăm și proiectele europene. Și am încercat ca pentru o perioadă determinată, neavând în momentul de față niciun ban la bugetul local pentru reparații și reabilitări străzi în Vatra Dornei, știind că este stațiune turistică, să încercăm varianta unui credit furnizor. Adică să facem lucrările anul ăsta și poate în 2 sau 3 ani de zile să găsim și sursele necesare pentru a avea bani în buget. În concluzie, nu pare să fi fost nimic ilegal și putem suspecta că în spatele tuturor acestor acuzații se ascunde o încercare de a-l discredita pe primarul din Vatra Dornei.